mai mari folcloriști, dar vreau să vă spun ai țării noastre de astăzi. Eu trebuie să aleg acum să spun ce vă place dumneavoastră sau ce îmi place mie să spun. Eu trebuie să aleg acum, dar fiindcă s-a evit și un senator dintre noi, dacă politizez, dar spun de la început că nu, așa, sau dacă vorbim despre cultură sau, cum spunea Ion Creangă, să petrecem cu vorbe. Hai bine, să petrecem cu vorbe. Eu cred că, așa cum este publicul de aici, această adunare este o adevărată petrecere frumoasă cu imagini și cu vorbe, în care încercăm să ne arătăm mai deștepți chiar decât suntem fiecare. Problema e că nu totdeauna reușim. Asta e, da? Ferează Dumnezeu. M-am o vorbă pe chestia asta. Important e să... Că nu putem să fim deștepți în fiecare zi a săptămâni, dar e important să nu fim proști în fiecare zi. Și atunci încercăm să fim mai deștepți la sărbătoarea lui Mihai Anton, că e o carte, e o prilej de sărbătoare. La sărbătoarea Comunei Berezeni, și aici e și sărbătoarea primarului, că iată, a încurajat și menține o tradiție. Și de ce nu să fie o sărbătoare a Spiritului pentru noi toți, că invităm pe fiecare să-și spună porția de cuvinte pentru petrecerea noastră. Nu știu ce ar trebui să fac întâi și întâi să vă mulțumesc pe dumneavoastră, pentru că dacă reușim să comunicăm, din momentul ăla ne simțim bine cu toți. Numai dintr-o parte însă vine numai căldura acum. Ferească Dumnezeu, mai de rău, 37 de grade sau 40 ceva la umbră, nu-i de aici de colea. Așa, stimați prieteni, orice carte este un monument, hai să zicem și pentru eternitate. Dar sigur, pentru moment, este un monument pe care îl ridicăm în calea unității. Berezeniu are ceva bibliografie. Am citit din prezentările pe care le-a făcut prietenul. Să spun, în calitatea mea de etnolog, unul din cei 874 de etnologi din țara aceasta, din toate timpurile. Este un dicționar care mă cuprinde și pe mine. Nu pot să fac chiar așa în întreprindere de specialitate. Dar să vă spun gândul meu de cititor grăbit la a 190 de pagini, cât are cartea, pot să fac. Ca om de deschidere spirituală, ca om căruia îi plac documentele, mai ales vechi, ca om care i-a plăcut să vadă obiceiuri, tradiții și tot ce putea oferi satul ca spectacol sau ca și informație pentru posteritate, e absolut interesant. Eu cunosc berezenii de când erau vesitele ridic ale acelui premiat, dacă vă aduceți unii dintre dumneavoastră aminte, cu titlul de erou al muncii socialiste. De mulți ani cunosc berezeni. Și atunci și eu m-aș fi vizuit să fac o asemenea întreprindere, care e cartea, dar nu cred că aș fi reușit-o la nivelul domnului profesor Mihai Anton. Așa că, dincolo de câteva capitole pe care aș vrea să vi le... Să vă uitați, să zicem, cele de obiceiuri de peste an. Aici e un capitol la care putem discuta. Despre costumații, despre orice, deci viața satului, viața comunei cu satele sale, aveți informația care rămâne. Rămâne spre lauda dumneavoastră și a comunei și a lui Mihai Anton. Eu n-am decât să-i mulțumesc pentru asta. Așa cum am vrut să-i mulțumesc și altă dată pentru un volumaș, colinde din Berezeni Vaslui, iată, 2003, eu l-am cu autografe pe una și pe alta. Am vrut să-i mulțumesc de atunci, pentru că puțin s-au ocupat după Revoluție de colinde. Ca să faceți o comparație, vă spun că între 1918 și 1941, până la izbucnirea războiului, 203 volume cuprind numai studii despre colinde. Și atunci când încă mai avem ceva de păstrat ca pe niște firișoare de aur din tezaurul național, cine face asemenea eforturi merită toate laudele, toată stima noastră. V-aș propune ca în minutele imediat următoare să-l rog pe Costi Cățaga. Când am să vin diseară, mamă, ușa nu-mi ia.
mână să poată sau găsiște tu, găsiște tu, găsiște tu ceva. În seara asta, mamă, lumea e așa, o lume de 20 de ani. Privește, mamă, jos și taci nu trebuie, de fapt este perseverența de care a dat dovadă în a duce la îndeplinire un vis pe care și l-a dorit de mult timp, cu eforturi foarte mari, pentru că știu, am fost de multe ori martorul la frământările dumnealui, a reușit să ne aducă nouă astăzi această monografie pe care eu o consider prima carte, poate nu unica, de istoria localității Berezeni, de care trebuie să fim mândri și cred că fiecare cetățean din comună ar trebui să o aibă în biblioteca personală, una pentru că ne amintesc nouă celor mai în vârstă de viitoare pentru a fi cunoscute. Felicitări din toată inima! În cartea aceasta, nu sunt trecut în carte, dar am vrut să mă adaug câteva cuvinte în această doamnă. Că, într-adevăr, domnul Mihai Andon a făcut un efort destul de mare pentru realizarea acestei cărți, dar, într-un fel, aș vrea să se promite domnul primar, în cazul eventual o altă carte, să-l ajute financiar. Mă rog, nu dumnealui, ci primăria. Și s-a plâns? Nu s-a plâns. Cu atât mai mult, poate fi mai bună și mai voluminată. Altcineva, un mare profesor de matematic de la Universitatea Economică, Gheorghe Asache Iași, deschidea congresul zootehniei la Universitatea Agronomică de Iași și a spus așa că nu știu ce înseamnă medicina veterinară până nu i s-o îmbolnăvi câinile. Așa că să nu așteptați prea mult de la mine, fiind tot profesor de matematică. Am făcut următoarea comparație. Dacă unii din cronicarii spuneau că nu este mai mare răbdare decât a citi o carte, făcând comparații, cred că mai mare zăbavă este de a aduna în această carte ce s-a petrecut în trecut și ce perspectivă are Berezeniu în ceea ce privește civilizația comunității noastre. Din start că această lucrare este o monografie etnoculturală. Într-adevăr, ea are câteva elemente de istorie, dar nu este o monografie cuprinzătoare a istoriei. Îi trebuia 800 de pagini. Nu. Se spune că oamenii mari au început să scrie cu adevărat lucrări excepționale și fundamentale după 60 de ani. Mi s-a făcut că așa a început să scrie după 60 de ani. Dar ceea ce vreau să spun eu este că această inițiativă este una meritorie, pentru că sunt foarte puține lucrări care abordează partea etnoculturală. De obicei, marea majoritate a celor care cochetează cu istoria, și nu neapărat istorici, scriu și medici, scriu și profesori de limba română, tratează doar partea istorică, uitând partea etnografică, pentru că s-a pierdut foarte mult din folclorul de odinioară și din tradițiile și obiceiurile care marcau spiritualitatea românească pe vremuri. Vreau să vă spun că recent am fost în Basarabia și am fost impresionat de faptul că acolo se păstrează obiceiurile și tradițiile din trecut. Dacă noi, integrați în această Uniune Europeană, ne grăbim să abordăm un mod de viață care nu ne reprezintă, acea teorie a formelor fără fond, cu care a fundamentat-o Maiorescu, e bine, atât în Basarabia, dar și aici, la Berezin, se păstrează aceste obiceiuri. Domnul Andon merită felicitările noastre și de asemenea